Această rubrică este sponsorizată de Aivia, mezeluri vegane sănătoase. Bun venit la Starea Sănătății! Trebuie să fac azi o scurtă paranteză la treaba asta cu zahărul, pentru că mulți bagă în discuție și fructele. Pe ideea, frate, nu mai mânca atâtea fructe pentru că bagi în tine la fel de mult zahăr, pentru că fructoza aia din fructe e tot zahăr, ce-ți mai... Și băi, nu te mai da tu specialist, dacă nu ești. Ne zici aici că zahărul nu e bun pentru sănătate, că ne omorâm copii. Las-ne în pace, ne faci probleme acasă. Da, așa este, nu sunt specialist, am spus-o mereu, citesc, studiez ce spun specialiștii și vă transmit și vouă concluziile la care ajung ei. Caut studii serioase, meta-studii recunoscute, despre care vă spun, așa cum se întâmplă și astăzi. Și vă zic de fiecare dată cine susține un anume punct de vedere și pe ce se bazează. Fiecare decide apoi ce face cu informațiile respective. Dar zahărul din fructe nu este același lucru cu zahărul procesat pe care îl consumăm în cantități industriale. Cred că am mai explicat de ce de vreo 10 ori la rubrica asta, odată chiar după ce am auzit o celebră nutriționistă de la noi spunând că domne, nu e ok să mâncăm fructe. Da, aici s-a ajuns. Iar ieri l-am auzit pe un medic spunând la TV niște prostii... Că uite, de-aia nu mai au oamenii încredere în specialiști, pentru că la noi prea mulți specialiști au doar o diplomă, doar o diplomă și nu cunoaștere în domeniul respectiv. Revin, fructele sunt bune pentru noi, foarte bune. Campania aia privitoare la consumul zilnic de fructe și legume e binevenită. N-ar strica însă dacă ar fi un pic mai clară. Despre câte fructe și câte legume vorbim mai exact? Dacă mănânc 2 boabe de strugure pe zi și 2 cartofi, se cheamă că am mâncat zilnic fructe și legume, nu? Din fericire, mai multe studii și-au propus până acum să răspundă întrebării care e numărul optim de porții de fructe și legume pe care ar trebui să le consumăm zilnic pentru o viață lungă și sănătoasă. O meta-analiză publicată în martie anul acesta a colectat și analizat rezultatele mai multor studii realizate, atenție, pe aproximativ 2 milioane de adulți și a ajuns la o concluzie cu privire la numărul de porții. Numărul magic este 5. Mai precis, am avea nevoie de 2 porții de fructe și 3 porții de legume pe zi pentru a reduce semnificativ riscul apariției unor boli cronice, incluzând aici cancerul și bolile cardiovasculare. Același număr de porții consumate zilnic a fost asociat și cu o longevitate mai mare. Cât înseamnă însă o porție? Că asta m-am întrebat și eu citind. Mă nene, serving, serving, bam, 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 halivaj engleza a voastră, cum ar zice Nea Alexe, dar ce înseamnă, bă, one serving? 150 de grame, fraților. Comparativ cu cei care au consumat zilnic doar 2 porții de fructe și legume, participanții care au consumat 5 porții au avut un risc cu 13% mai scăzut de mortalitate din orice cauză, cu 12% mai redus de a muri din cauza unei boli cardiovasculare, 10% mai redus de a muri de cancer, 35% mai redus de a muri din cauza unor boli respiratorii. Important de reținut însă, dincolo de toate aceste statistici, este că am putea folosi rezultatele acestor studii în campanii de sănătate publică. Ți-ai găsit la noi. Mă rog, acesta a fost și mesajul conducătorilor meta-studiului. Bă, bă, mă rog, fără bă, că ei vorbesc frumos în studii, oameni educați, nu ca mine, nu? Avem suficiente date pentru a formula un mesaj succint pentru publicul larg privitor la numărul de porții de fructe și legume pe care ar trebui să le consumăm zilnic. Tot această meta-analiză a evidențiat faptul că unele fructe și legume ne ajută să culegem mai ușor beneficii pentru sănătate decât altele. Printre vegetalele care au strălucit se numără cele care au culoare verde închis, precum spanac și kale, dar și cele bogate în beta-caroten și vitamina C, adică fructele de pădure, morcovii și citricele.
Toate fructele și legumele abundă în nutrienți, fibre și sunt surse foarte importante de antioxidanți. Cu cât mai variată este alimentația noastră în fructe și legume, cu atât mai bine ne va fi pe termen lung. Nu uitați așadar, 5 pe zi. E simplu, da? Vă aștept de luni până joi de la 22:30 la emisiunea Starea Nației pe Prima TV. Această rubrică a fost sponsorizată de Aivia, mezeluri vegane sănătoase.